Vă salut, dragii mei! Sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași și astăzi vreau să vă prezint whisky-ul Targ, un whisky single grain în vârstă de 12 ani. Dacă filmările vi se par interesante, vă invit să apăsați pe like și pe subscribe pentru a fi la curent cu postările noastre viitoare. Targ nu este o distilerie, ci este o marcă de whisky creată de compania Clydesdale din Glasgow pentru lanțul de magazine Lidl la nivelul Europei. Targ denumește un scut de dimensiuni mici folosit de scoțieni în perioada medievală. De aici a derivat cuvântul în limba engleză target, țintă, ca ceva mic ce trebuie atins. Targ este numele sub care comercializează Lidl whisky-uri single grain, dar există și alte whisky-uri produse de compania Clydesdale pentru Lidl. Avem marca Ben Bracken cu whisky-uri single malt din trei regiuni ale Scoției, din Highland, din Speyside și din Islay. Avem marca Abraham, o marcă de whisky blended malt, și avem marca Glenalba, o marcă de whisky blended scotch. În 2023, Lidl a venit cu produse noi și dacă până acum Targ fusese doar această etichetă de 12 ani, acum avem și cea de 25 de ani. Apoi Abraham, inițial a fost 18 ani, acum avem și varianta de 13 ani. Iar Glenalba, inițial am avut 32 de ani, pentru care avem și un review pe canalul nostru. Acum avem și varianta de 19 ani. Whisky-ul de față, Targ, 12 ani. Vă spuneam, există și varianta de 25 de ani. Îmbuteliat la 40%, conform legii din Germania, este menționată folosirea colorantului artificial, lucru care e posibil să nu se întâmple pentru îmbutelierile pentru alte țări, și am găsit informații că este folosită și filtrarea la rece. Despre butoaiele folosite la maturare, producătorul este foarte succint în informații. Ne spune doar că sunt folosite butoaie oak casks, butoaie de stejar. Evident, fiind whisky, nici nu ne așteptam la altceva decât la butoaie de stejar. Dar, dincolo de asta, haideți să vedem ce ne oferă Targ 12 ani. La culoare, o culoare aurie, dar fiind folosit colorantul artificial, nu punem mare bază pe această culoare. La nas, mirosul dulce este cel care vine în prim plan, cu caramel, cu vanilie și miere de albine. Contrabalansată și de o nuanță un pic mai închisă de lemn, de stejar, dar și un pic de condimente. Per total, un miros fain, un miros interesant. La gust, gustul dulce e cel care vine în prim plan, la nivelul gurii, cu caramel și miere de albine. Apoi apar și gusturi, apoi apare și un gust de fructe, de fructe uscate mai curând, cu stafide, cu caise. Un gust interesant, dominant de ideea de dulce,
fără totuși prea multă complexitate. Finish-ul e mediu, dulce în primul rând, contrabalansat de o notă ușor mai amăruie de lemn, de stejar și de asemenea condimente. 40% îl mai lăsăm un pic, îl mai gustăm o dată și între timp să încercăm să elucidăm misterul la ce distilerie a fost produs acest whisky Targ. Whisky single grain, așadar la o singură distilerie, iar dacă luăm să privim tabelul cu lista distileriilor single grain din Scoția, vedem că doar două sunt în regiunea Highland, așa cum apare pe sticla, pe cutia whisky-ului Targ, ca fiind din Highland. Cele două sunt Invergordon, o distilerie mai veche, deținută de compania White & McKay, și distileria Loch Lomond, mai nouă, deținută de firma cu același nume. Producția, după cum vedeți, la Invergordon e de cel puțin două ori mai mare, plus că Loch Lomond are și mărcile proprii de whisky single grain și blended scotch, așadar, dacă ar fi să pariez, aș spune că acest whisky Targ are mari șanse să fie produs la distileria Invergordon. E doar o deducție personală, nu un adevăr, și m-aș bucura dacă ați găsi informații și l-ați posta în comentarii. La a doua degustare, mirosul dulce, e clar, de la grain e cel care vine în prim plan, cu vanilie, dar apare și o notă ușor de condimente. La gust, gustul destul de light, nu prea are corp whisky-ul ăsta. E o băutură îndulcită, ca să zic așa. Gustul dulce e cel care e pregnant. Contrabalansat, vă spuneam, și de o nuanță ușor mai amăruie, de cafea, de exemplu, de lemn. Nota alcoolică se simte și combinația asta de dulce și amărui îmi dă senzația unui lichior, cu o nuanță și ușor fructată. Un lichior cu iz de fructe. Ușor picant la vârful limbii. Finish-ul mediu. Nuanța de corpulență este totuși cea care rămâne pe limbă, pe cerul gurii. Destul de cremoasă. Și cu notă ușor amăruie și de condimente. Dulce, amărui, condimente. Cam asta e nota de final al acestui whisky Targ. Punând în grafic, florile și fructele, doar un punct din 3, condimentele de asemenea, 1, nota de dulce este cea care este de departe pregnantă și dominantă acestui whisky, 2 puncte din 3, lemnul și cerealele și ele doar un punct din 3, fumul nu l-am sesizat, iar finish-ul este un finish mediu. Nu e un whisky rău. La 80 de lei, cât poate fi găsit în lanțul de magazine Lidl, e un whisky plăcut de băut, într-o seară, cu prietenii, o seară de vară, dar nu e un whisky care să ofere foarte multă complexitate sau profunzime ale mirosului și gustului. Mirosul este cel care e cel mai plăcut la acest whisky, și vă spuneam, pe total, un whisky fără complexitate, dar un whisky interesant și plăcut de băut. De la Iași, de la Club Whisky Iași, Ovidiu, cu drag, slainte!